Bun găsit, prieteni, la o nouă oră de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu. De data aceasta vom studia capitolul 16 din Cartea lui Ezechiel, prima parte a acestui capitol. Un capitol uimitor care ne descopere o imagine deosebită a caracterului Dumnezeu. Un capitol care ne prezintă într-un mod splendid caracterul plin de iubire al Tatălui nostru Ceresc și lucrarea mântuirii, o lucrare pe care Dumnezeu o realizează într-un mod uimitor în inima care se predă Lui. Aș vrea pentru început să ne familiarizăm cu contextul acestui capitol. Ezechiel 16. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului arată Ierusalimului urâciunile lui și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului. Prin obârșia și nașterea ta, ești din țara cananiților. Tatăl tău era amorit și mama ta hetită. La naștere, în ziua în care te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă, ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri, din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă era de tine în ziua nașterii tale. Atunci, eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește chiar în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii ca iarba de pe câmp și ai crescut, ai făcut mare. Ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit sânii, ți-a crescut părul, dar erai tot goală. Goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele. Ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un deleng. Ți-am dat haine cusute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare, te-am încins cu inimi subțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât, ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cumână minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase, cu cusături, cu fir. Ai mâncat floarea făinei, miere și undeleng. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsesei chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, că erai desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobise, zice Domnul Dumnezeu. Este o imagine minunată a experienței mântuirii pe care Dumnezeu dorește să o realizeze pentru fiecare suflet de pe pământul acesta. Este o imagine splendidă a caracterului, a inițiativei pe care Dumnezeu o ia pentru sufletul disperat, pentru sufletul neputincios, pentru sufletul sortit morții. Haideți să începem un studiu de verset cu verset pentru a descoperi amănunte uimitoare care ne vor copleși inima când vom vedea bunătatea lui Dumnezeu. Primele versete. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului arată Ierusalimului urciunile lui. Cuvântul Scripturii este personal, mi-a vorbit. Este singura formă de studiu, singurul stil, singura metodă care aduce beneficiile pe care Dumnezeu dorește pentru cel care studiază Scriptura. În Proverbe, capitolul 22, versetul 19, Dumnezeu ne exprimă într-un mod foarte direct dorința Lui de a fi dispuși într-un mod personal să primim învățătura Scripturii.
Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. De cele mai multe ori, Scriptura se citește într-o formă generală, ne este teamă de aplicațiile directe, de aplicațiile personale și tocmai de aceea eficiența unui astfel de studiu este minim. Dumnezeu dorește de fiecare dată când deschidem Scriptura să înțelegem că ne vorbește personal cuvântul lui Dumnezeu și de aceea capitolul 16 din Ezechiel ar trebui să aibă o adresare specială pentru fiecare dintre noi, chiar în clipa aceasta. Dumnezeu ne spune, vreau să te învăț pe tine, chiar pe tine. Ezechiel 16, deși este o descoperire a urâciunilor Ierusalimului, este o solie a iubirii. Ezechiel 16 seamănă foarte mult cu Apocalips capitolul 3, solia către Laodicea, care deși este o solie drastică, descoperind o stare cumplită a inimii firește a celor care trăiesc în timpul din urmă, este totuși o solie a dragostei lui Dumnezeu, o chemare la părtășie cu El, o chemare la o relație autentică de credință cu El. Versetul 3, și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău era amorit și mama ta etită. Descoperim aici că niciun om nu se poate lăuda sau nicio denominațiune nu poate să se laude cu originile ei, originea ei. Prin origini, chiar Ierusalimul spunea că este din țara cananiților, adică păgâni. Tatăl tău era amorit și mama ta hetită. Este exact ceea ce spune psalmistul David în psalmul 51, versetul 5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Nu ne putem lăuda cu obârșia noastră. Nu avem niciun lucru care să ne recomande în fața lui Dumnezeu. Singura moștenire pe care o avem este păcatul și moartea. Iar dacă cineva se poate lăuda cu păcatul și moartea, să o facă, dar este o curată nebunie. Mai bine să lăudăm pe Dumnezeu care a întins mâna după noi și ne-a scos din acest abis. A te naște din părinți credincioși este un privilegiu, dar nu un merit. Când Pavel s-a trezit la realitate, când Dumnezeu a lucrat în viața lui și când a avut loc acea întâlnire pe calea către Damasc, când l-a descoperit pe Hristos, a privit nașterea sa din evrei, care altădată era o pricină de mândrie, ca o pierdere, ca un gunoi. Ceva care îi baricadease drumul spre mântuire. Singurul lucru cu care ne putem lăuda este crucea Domnului Iisus Hristos. Este singurul lucru care poate reprezenta o laudă pentru noi, că îl cunoaștem pe Dumnezeu descoperit prin cruce. În ceea ce privește nașterea, originile, fie ale unui om, fie a unei denominațiuni, nu reprezintă nici de cum o pricină de mândrie, ci de cele mai multe ori le reprezintă gunoiul care baricadează calea cunoașterii de Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Aceasta este moștenirea pe care o primim, acea moștenire genetică care include păcatul, include dispoziția către lucruri rele, înclinații către rău, sunt lucruri de unde Dumnezeu dorește să ne salveze, iar prin Iisus Hristos avem eliberare deplină chiar de sub puterea eredității. De aceea, singura laudă pe care o putem aduce este celui care ne-a salvat din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. În ce stare găsește Dumnezeu pe orice om pe care dorește să-l salveze? Versetele 4 și 5 ne descriu această stare a fiecărui om găsit de Dumnezeu. La naștere, în ziua în care te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită.
Nina ai fost frecată cu sare și Nina ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri, din milă pentru tine, ce ai fost aruncată pe câmp, bineînțeles ca să moară sortită morții. Așa de scârbălă era de tine în ziua nașterii tale. Atât de mult seamănă această descriere cu ceea ce Apostolul Pavel scrie în scrisoarea ta, în scrisoarea sa Efesenilor, în capitolul 2, versetul 12, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Orice suflet este găsit în această stare de Dumnezeu, fără să poată să fie ajutat să primească cel mai mic ajutor de undeva. Într-o stare de disperare, așteptând doar moartea, este singurul lucru pe care îl poate nădăjdui o astfel de ființă, fără ca cineva să-i facă cel mai mic lucru și să-i dea cel mai mic ajutor, aruncat pe câmp sufletul în așteptarea morții. Ideea că Dumnezeu se ocupă de noi sau se apleacă cu milă față de noi datorită unor lucruri bune pe care le avem în noi este o idee falsă și eronată, care nici de cum nu evidențiază adevărul. Adevărul este că omul nu are nimic bun în el care să-l recomande lui Dumnezeu și tocmai datorită acestei stări Dumnezeu se apleacă asupra lui pentru că îl știe cât este de nevrednic, cât este de neputincios și de neajutorat. Să nu uităm, ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri. Fără speranță, fără Hristos, fără nicio perspectivă de viață și de salvare, așa este sufletul care este găsit de Dumnezeu. Este un amănunt menționat în versetul 4, la naștere în ziua în care te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. Este clar că cordonul umbilical ne leagă de mama noastră. Și prin nașterea noastră firească suntem legați de firea pământească și, bineînțeles, aprovizionați prin cordonul umbilical de sângele firesc care curge în vinele nostru, în vinele noastre, acel sânge hetit, acel sânge păgân, care, bineînțeles, înseamnă sângele însemnând viață, conduce la o viață, în toate manifestările ei, în ansamblu ei de manifestări, o viață firească cu toate roadele ei firești. Atâta timp cât o ființă este legată de mama firească, de mintea firească, de firea pământească prin cordonul umbilical, nu ne putem aștepta decât la roadele nenorocite care se vor manifesta continuu. Apostolul Pavel spune în versetul 5, în capitolul 7, în scrisoarea către Romani, că și când trăiam sub firea noastră pământească, sub conducerea ei, sub dominația ei, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau mădularele noastre și ne făceau să aducem roade spre moarte, pentru că eram legați. De aceea el spune, ca și soluție, în Roman capitolul 8, versetele 12 și 13, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moare faptele trupului, veți trăi. Pentru că, așa cum scrie Galatenilor în capitolul 5, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Atâta timp cât suntem aprovizionați, cât cordonul umbilical nu a fost tăiat și primim, suntem alimentați cu sângele hetit, cu viața hetită, care provine dintr-o minte firească, bineînțeles că roadele vor fi rele și doar rele. Nu ne putem aștepta la altceva. Singura șansă
Pentru ca roadele rele să poată să fie oprite și să apară roadele bune, este ca în primul rând cordonul umbilical să fie tăiat. Tăiat în întregime, iar sufletul, bineînțeles, să fie conectat la o altă sursă. O sursă de unde să curgă neprihănirea, un izvor de unde să vină neprihănirea, iar această conexiune trebuie să fie continuă. Bineînțeles, singura sursă de neprihănire este Iisus Hristos, care trebuie să fim legați, conectați la El, așa cum în Ioan capitolul 15 se oferă exemplu, pilda cu mlădița și butucul. Buricul nu ți-a fost tăiat. Apoi, un alt amănunt al aceluiași verset, versetul 4, n-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită. Despre ce ne vorbește acest verset, această parte a lui? În Ioan capitolul 13, versetul 10, Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spere decât picioarele ca să fie curat de tot. Fapte 22:16, și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii curățat de păcatele tale chemând numele Domnului. Este ceea ce Domnul Hristos îi spunea lui Nicodim în acea noapte. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, sau într-o altă traducere, le-a dat putere să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge hetit, pentru că acest cordon este tăiat, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Este singura speranță pentru suflet, nașterea din nou prin care în primul rând, se face această detașare, această întrerupere a vieții firești, pentru că omul prin nașterea din nou primește, în primul rând, o nouă minte, mintea lui Hristos, care, bineînțeles, produce un alt stil de viață, lucrând în el o altă putere, chiar puterea vieții lui Hristos. Nașterea din nou e singura șansă pentru biata stârpitură de pe câmp, numai că omul este găsit în această stare nenorocită, aprovizionat de sângele hetit și fără să fie curățat. Prin nașterea din nou, născut, așa cum spunea Domnul Hristos, din apă și din Duh, omul poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, acea împărăție care este în inima oamenilor, acea împărăție care trebuie căutată în inima oamenilor atunci când Iisus Hristos stă pe tronul inimii. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Este singura șansă ca omul să fie curățit de păcate și singura șansă ca după aceea să poată să trăiască o viață curată, o viață neprihănită. Găsim o altă expresie interesantă în același verset. N-ai fost frecate cu sare. De multe ori Biblia prezintă importanța sării, mai ales în sistemul levitic. Întâlnim de foarte multe ori că jertfele trebuiau sărate cu sare. De ce este ales acest simbol? Sarea. Sarea și puterea ei păstrătoare. Sarea și puterea ei de a conserva. Citim în Levitic, capitolul 2, versetul 13, toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare. Să nu lasă lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare s-a dus sarea, pentru că sarea este singura care poate conserva, care poate păzi de stricăciune. Bineînțeles, Scriptura ne dă această explicație clară ce înseamnă, care este realitatea acestui simbol. A doua Regi, capitolul 2, versetele 19 la 21, ne aducem aminte pe timpul lui Elisei.
Cetatea Ierihonului este scris despre, iată, așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. Elisei a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindecă apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Simbolurile sunt clare. Este nevoie de un blid nou, pentru că omul trebuie să fie un vas nou, din nou aceeași imagine a nașterii din nou, omul primește o minte nouă, motive noi, scopuri noi, o viață în întregime nouă, pentru că nu merg burdufurile cele vechi și învățătura neprihănirii, vinul cel nou pus în ele. Totul trebuie să fie făcut nou și este ceea ce spune Apostolul Pavel, că suntem o nouă creație în Hristos. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Era nevoie de un blin nou și în acest blin nou trebuia să fie pusă sarea. Pentru că dacă este deja ceva stricat, nu are ce să fie conservat. În primul rând trebuie îndepărtat tot ceea ce este stricat. Trebuie un blin nou și pus sare în el. Iar sarea trebuie aplicată chiar la izvorul apelor. Acolo a fost aruncată de Elisei, la izvorul apelor, pentru ca apele să fie vindecate prin puterea cuvântului lui Dumnezeu care a fost rostit. Izvorul apelor, bineînțeles, apele rele care produceau sterpiciune, care produceau aridicitate, porneau de la un izvor. Și acest izvor este chiar inima, așa cum Hristos ne spunea, că din inimă ies toate lucrurile rele. Și înțeleptul Solomon, Domnul prin el ne spunea, păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Acolo trebuie aplicată sarea. Neprihănirea prin credință, viața lui Hristos trebuie să fie o realitate pentru noi. Inima trebuie să fie umplută de Hristos, Hristos trebuie să locuiască în inimă, Hristos nu trebuie să fie o teorie frumoasă, pentru că altfel nu ne va ajuta la nimic. N-ai fost frecate cu sare, neprihănirea lui Hristos a fost ceva străin pentru tine, nu ți-a fost aplicată, n-ai avut această experiență. De aceea este imposibil să te oprești să păcătuiești dacă sarea, neprihănirea lui Hristos, nu ți este aplicată. Nimeni nu s-a îndurat de tine, spunea versetul 5, ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ce ai fost aruncate pe câmp, așa de scârbă le era de tine ziua nașterii. Aceasta este starea omului, pentru că singura sursă de ajutor pentru sufletul distrus de păcat este Hristos. Nu există nicio soluție, nicio metodă și niciun ajutor din vreo parte care ar putea să fie eficient, care ar putea să fie real pentru omul care este distrus de păcat. Ne aducem aminte de bolnavul, de paraliticul din scăldătoarea Betesda, de starea lui disperată, de mila care a umplut inima Domnului Hristos, Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni. Este această disperată singurătate în care îl găsește pe om, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Psalmul 142:4, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. De ei se pornește mântuirea. În această condiție este găsit fiecare om. Niciunul nu este găsit într-o stare bună, niciunul nu este dintre aceia care să pornească singur în căutarea mântuirii prin propriile putere,
puteri sau eforturi, pentru că este imposibil să facă așa ceva. El este o stârpitură aruncată pe câmp care nu poate să aștepte decât disperare, moartea. Orice scăpare este pierdută și nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Trebuie să pornim. Aceasta este una din bazele ecuației salvării. De aici trebuie să se pornească și atâta timp când nu se recunoaște că acesta este starea și locul de unde Dumnezeu inițiază salvarea păcătosului, niciodată în inima noastră nu se va naște adevărata recunoștință față de Salvatorul și nici adevărata predare nu va fi posibilă, adevărata dependență de El. Sufletul trebuie să înțeleagă că nu poate să facă absolut nimic și nimeni nu poate să-i vină în ajutor cu excepția Domnului Hristos. Psalmul 60:11, dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Psalmul 27:10, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Și o imagine minunată prezentată în Deuteronom, capitolul 32, versetele 9 și 10, căci partea Domnului este poporul lui. Iacov este partea lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochilor lui. Unde l-a găsit? Exact aceeași imagine, eu am trecut pe lângă tine. Unde a fost găsit acest popor? Unde este găsit fiecare om? Într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. Aceasta este o nouă prezentare a stării disperate, a singurătății, pentru că păcatul izolează pe om. Îl izolează total și de ceilalți și de orice alt ajutor. Păcatul aduce în această stare, izolat de orice ajutor. Această singurătate pe care o experimentează și omul secolului 21, în ciuda mulțimii de oameni în mijlocul cărora trăim, oamenii sunt mai singuri ca oricând. Este singurătatea produsă de păcat, este absența lui Dumnezeu, este acea stare disperată în care se găsește fiecare om. Oricum trebuie să ajungem la înțelegerea zădărniciei ajutorului omenesc și trebuie să înțelegem că nu există nicio șansă de salvare decât Hristos. Chiar așa ne este prezentată imaginea minunată în versetul 6, atunci când te găseai într-o astfel de condiție, când erai în această disperare, eu am trecut pe lângă tine și te-am văzut tăvălită în sângele tău. Apostolul Pavel și el a fost unul care a înțeles atât de clar această imagine, a experimentat acest lucru. În 1 Corinteni 15:8, după ei toți, ca unei stârpituri, Domnul Iisus mi s-a arătat și mie. Atunci eu am trecut pe lângă tine. Inițiativa este luată de Dumnezeu și doar de Dumnezeu în fiecare caz, al fiecărui om pierdut. Niciun om din propria inițiativă nu-L caută pe Dumnezeu. Imaginea reală care trebuie prezentată de fiecare dată este imaginea unui Dumnezeu care aleargă, care caută insistent pe bietul păcătos pierdut. Este o imagine greșită, aceea care se prezintă deseori în creștinism. Omul într-o disperare deosebită îl caută pe Dumnezeu, aleargă după Dumnezeu, iar parcă Dumnezeu se ascunde, parcă Dumnezeu așteaptă să vadă insistențe mai clare și tot mai clare, pentru ca după aceea să-L primească. Aceasta este o tristă, o tragică eroare, care are implicații profunde, în primul rând, în distorsionarea realității și în distorsionarea și mutilarea caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care caută pe păcătos, este mila și bunătatea lui Dumnezeu care aleargă după fiecare dintre noi. Am trecut pe lângă tine. De câte ori și pe lângă noi trece când ne găsește tăvăliți în sângele nostru. La fel cum este prezentată pilda, de fapt era chiar un caz real cu acel om care căzuse între tâlhari,
Evanghelia după Luca, în capitolul 10, versetul 30, în jos, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Dar un samaritan, acel samaritan milos, care s-a coborât din cer aici unde eram noi, care era în călătorie, a venit în locul unde era el. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat și s-a apropiat atât de mult Hristos de noi, încât s-a identificat cu noi. Locul în care eram noi nu este doar pământul acesta. Hristos nu a făcut doar o excursie pe pământul nostru. Locul unde eram noi era căderea în care am fost. Era starea în care am ajuns. Era abisul în care ne găseam. Era gaura gropii în care ne afundasem. În acel loc a trebuit să vină să ne salveze. A trebuit să pună mâna pe noi, să se identifice cu experiența noastră, ca de acolo să poată să ne dea ajutorul și să ne ridice. Ce minunat! A venit în locul unde era el. S-a apropiat și a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui. Ce a făcut în toate acestea bietul muribund? A acceptat. A acceptat cu bucurie ceea ce i s-a făcut și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, Hristos a înălțat, la cer a scos 2 lei, i-a dat hagiului și i-a zis: ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Planul de mântuire este o asigurare până acolo. Atât iertarea noastră, cât și transformarea vieții noastre, cât și toate mijloacele Harului sunt puse la dispoziție până la întâlnirea cu El. Totul este plătit, totul este aranjat și totul este datorită dragostei Lui, datorită bunătății Lui, pentru că El este Cel care, atunci când eram aproape morți, atunci când ne tăvăleam în sângele nostru, atunci când eram răniți de vrăjmașul și distruși fără nicio putere și nu ne aștepta decât moartea eternă, bunul samaritan a venit la noi, riscându-și existența sa veșnică, riscând acest lucru extraordinar și punându-și în pericol viața, a venit la noi. Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău, versetul 6, și am zis: trăiește chiar în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar în sângele tău. Este minunatul strigăt, minunatul glas, vocea care a uimit universul, s-a găsit un preț de răscumpărare pentru el. Trăiește, păcătosule, trăiește, de pe crucea Golgotei răsună acest strigă, trăiește chiar în sângele tău. Sângele reprezintă viață, așa cum citim în Levitic, și privim cu uimire o lume păcătoasă, o lume care nu recunoaște pe Dumnezeu, dar o lume care trăiește totuși în păcatele ei, deși este nedrept. Și singura explicație este pentru această viață care a fost posibilă în continuare, după ce omul a păcătuit, este acest strigăt care a fost rostit: trăiește, păcătosule, trăiește. Este adevărat că datorăm chiar și viața aceasta pământească morții lui Hristos. Pâinea pe care o mâncăm este cumpărată prin trupul lui frânt. Apa pe care o bem este cumpărată prin sângele lui vărsat. Nimeni sfânt sau păcătos nu mănâncă hrana sa zilnică fără să se hrănească cu trupul și sângele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este pusă ca pecete pe fiecare pâine. Se oglindește în fiecare izvor de apă. Datorită crucii mai este posibilă viața pe pământul acesta, pentru că fără cruce totul ar fi o moarte universală. Pentru că la cruce s-a auzit acel glas, glasul lui Dumnezeu: trăiește, păcătosule, trăiește. Fiecare dintre noi ar trebui să auzim în conștiința noastră acest glas, cuvintele
salvării trăiește, păcătosule trăiește, s-a găsit un preț de răscumpărare pentru tine. Ezechiel, capitolul 16, versetul 7, te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp, și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită, ți s-au rotunjit sânii, ți-a crescut părul, dar erai tot goală, goală de tot. O imagine a frumuseții, dar în același timp a goliciunii. Partea exterioară părea de o frumusețe desăvârșită, dar în interiorul era gol, gol de tot. Este exact ceea ce în Apocalipsa capitolul 3, versetul 18, scrie: te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Tot ceea ce poate face omul fără Hristos este murdărit de egoism și păcat. Este adevărat că poate să se producă o purtare exterioară cât de cât corectă. Și un om egoist poate să facă deseori fapte de generozitate. Dar să nu uităm că absența lui Hristos în viață, ca fiind rădăcina tuturor faptelor, conduce la fapte meschine, fapte de egoism, motivate de egoism, pentru că tot ceea ce poate să facă omul fără Hristos este pătat de egoism și păcat. Putem ajunge la o religie care să aibă de-a face mai mult cu exteriorul, dar dacă izvorul nu este curățat, dacă inima nu este plină de Hristos, dacă ea nu este locuită de Hristos, nu poate să fie realmente vorba de o schimbare reală, de o schimbare radicală. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine. Și iată că zenise vremea dragostelor. Când am trecut eu pe lângă tine, așa cum aminteam, El este Cel care ia inițiativa. Acela care trece a câta oară pe lângă fiecare dintre noi, pe lângă fiecare păcătos, cercetându-l cu dragostea sa, îmbiindu-l la relație cu el. M-am uitat la tine. Este ceea ce declanșează convertirea. Ne aducem aminte, în sala de judecată, Hristos pălmuit, Hristos acuzat pe nedrept, devenind obiectul bajocorii soldaților brutali, al preoților vicleni și al mulțimii nepăsătoare și pline de răutate, iar ucenicul său Petru undeva lângă un foc cu cuvintele urâte pe buze, cuvintele care tăgăduiau relația cu Hristos, chiar cunoașterea lui Hristos. Iar în acel moment, privirea parcă într-un mod uimitor, tainic, este atrasă către Hristos, către Maestru. Privirile s-au întâlnit, iar Petru a citit în acea privire ceva, ceea ce nu a uitat niciodată, ceva care i-a frânt inima, ceva ce l-a copleșit și ceva ce l-a făcut să alerge în disperare în grădina Ghețiman, căzând acolo și dorind să moară, pentru că acolo a fost locul pocăinței sale. În privirea aceea a citit atâta dragoste, a citit atâta bunătate, a citit iertare în același timp. Nu a citit condamnare nici de cum, pentru că lucrul acesta l-ar fi descurajat atât de mult încât n-ar mai fi existat nicio speranță. În privirea aceea a citit iubire, a citit milă. Și este privirea care poate să copleșească orice păcătos când ajunge să îi fie îndreptată, să îi fie ațintită privirea către acea sursă de unde pornește dragostea lui Dumnezeu. De aceea și prin profetul Zaharia este scris că atunci când privirea ne va fi îndreptată către el, va avea loc acea pocăință profundă, vom plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut, pe singurul său fiu,
M-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. El ne urmărește cu dragostea asta și ne îmbie continuu. Ce este această vreme, vremea dragostelor? Convertirea unui păcătos este lucrarea dragostei lui Dumnezeu în inima omului. Dacă nu vine dragostea, chiar Dumnezeu, în inima păcătosului și dacă nu se trezește adevărata dragoste pentru Dumnezeu în sufletul omului, este imposibilă convertirea reală. Nu poate începe relația dintre om și Dumnezeu. În cântarea cântărilor, un verset interesant, în capitolul 2, versetul 7, vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboacele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Trebuie să vină dragostea în persoană. Atunci când această experiență, când realitatea acestei experiențe este înlocuită cu stimulări și cu excitări false, ceea ce se încearcă atât de des în timpul de față în toate bisericile, oamenii sunt stimulați emoțional, oamenii sunt aproape împinși pentru a se boteza, pentru a intra într-o biserică, pentru a se lega de o denominațiune, dar fără să aibă experiența aceasta a dragostei. Nu este corect de să încercăm noi simulări, să împingem sufletele de la spate, să simuleze experiența creștină. Aceasta este o contrafacere periculoasă, folosită, așa cum spuneam, mai toate bisericile ce îi privează pe vieții oameni de experiența adevărată, înșelându-i și dezamăgindu-i felul acesta. Să lăsăm să vină vremea dragostelor, să-L prezentăm pe Hristos cel răstignit, să prezentăm dragostea sa și pentru mulți oameni va veni vremea dragostei. În celelalte versete, versetele următoare, de la versetul 8 de jos, este descrisă opera mântuirii, este descrisă această lucrare pe care Dumnezeu vrea și poate să o facă pentru fiecare suflet care se predă Lui. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele. Eu am întins. Atunci ți-am acoperit goliciunea. Ți-am jurat credință. Am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă. Te-am spălat de sângele de pe tine. Te-am uns cu undele. Ți-am dat haine cu sute, cu fir și o încălțăminte din piele de vițel de mare, te-am încins cu insubțire și te-am îmbrăcat cu mătase, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus o cunună minunată pe cap. Astfel, adică în felul acesta, ai fost împodobită cu aur și argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinei, miere și undelen, ele de o frumusețe desăvârșită, ba chiar ajuns să se împărătească. Așa este mântuită o stâlpitură. Așa ajunge un suflet din decăderea păcatului alături de împăratul, pe acel tron despre care cartea Apocalipsei scrie, în capitolul 3, versetul 21, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul tatălui meu de domnie. În orice caz, citind toate aceste lucruri, ne dăm seama că este opera lui Dumnezeu în întregime. Singurul lucru care are de face cu această stârpitură sunt acele cuvinte, și ai fost a mea. Și ai fost a mea. Era singurul lucru pe care stârpitura l-a acceptat, l-a făcut prin proprie ei voință, a acceptat toate aceste lucruri. Dar cât de greu este să nu accepți o astfel de favoare, un astfel de privilegiu. Ale cui au fost hainele minunate, podoabele, undelemnul, prețioasa cunună și toate darurile? Ale cui? Aparțineau stârpiturii de pe câmp de care nimănui nu-i păsa? Nici de cum, ci ale îndurătorului binefăcător. Mai mult, chiar milostivul Dumnezeu a fost cel care s-a aplecat cu iubire gingașă și a făcut toate operațiile de transformare, făcând dintr-o stârpitură o împărăteasă.
Am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine. Aceasta este opera lui Dumnezeu în întregime. El este cel care face aceste lucruri minunate pentru om. Ți-am acoperit goliciunea. Cum se obține haina? Prin câte eforturi omenești? Este, bineînțeles, o haină de împărăteasă. Chiar a soției mielului, așa cum scrie în Apocalips, capitolul 19, 7 și 8 versetele. O haină țesută în războiul cerului. O haină care nu are niciun fir de țesătură omenească în ea. Apoi ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine. Este imaginea noului legământ prin care Dumnezeu este cel care promite. El garantează, iar omul se încrede în credincioșia lui Dumnezeu. Și ai fost a mea, ai acceptat toate aceste lucruri, este singurul lucru pe care trebuie să-l faci tu. Puteai să refuzi, dar cât de greu se refuză așa ceva. Condiția care ți era pusă era să fii și să rămâi în exclusivitatea lui. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Dumnezeu este cel care ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele crucii. Apoi ne-a uns cu un de lemnul de bucurie al Duhului Sfânt, Evrei, capitolul 1, versetul 9. Și tot de la el am primit și încălțămintea de piele de vițel de mare, pe vremuri sclavii umblau desculți, iar oamenii liberi purtau încălțăminte, pentru că prin Hristos Dumnezeu ne-a dezrobit de cea mai dezgustătoare sclavie, cea a păcatului, și ne-a oferit libertatea fiilor lui Dumnezeu. Mai mult, i s-a pus o cunună strălucitoare, simbolul biruinței. Deși nu purtase nicio luptă și deși nu merita nicio coroană această stârpitură aruncată pe câmp. Bineînțeles, toți cei mântuiți, chiar când vor ajunge acolo, la întâlnirea cu răscumpărătorul, vor lua coroanele de pe cap, vor recunoaște pentru veșnicie că aceste coroane le merită doar Hristos, le vor depune cu toții la picioarele Salvatorului, pentru că fiecare va înțelege cum a fost îndreptățit, va înțelege cum a fost mântuit și va înțelege că și coroana este meritul Domnului Hristos. Aceeași imagine este prezentată în parabola fiului risipitor, fiul care se întoarce zdrențuit, cu haina zdrențuită, mai mult gol. Versetul 22, dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. O, suntem copleșiți de această revărsare a bunătății și harului divin asupra sufletelor noastre. Ai exclamat oare vreodată sufletul tău, o Doamne, ai făcut atâtea lucruri pentru un păcătos nevrednic ca și mine? Înțelegerea ceea ce face Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare dintre noi, va aduce în sufletul nostru o recunoștință veșnică pentru El. O altă ilustrație superbă a îndreptățirii prin credință și a primirii neprihănirii lui Hristos o găsim în cartea Leviticului, Levitic capitolul 8, versetele 6 în jos. Este ceremonialul consacrării marelui preot Aron și a fiilor lui pentru slujbă. Să nu uităm că și noi suntem chemați să fim regi și preoți. Moise a adus pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. Moise, reprezentantul lui Dumnezeu, este cel care îi spală și pe Aron și pe fiii lui cu apă. Nu ei se spală. A pus tunica pe Aron. L-a încins cu brâul. Nici măcar brâul nu și l-a strâns. L-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. I-a pus pieptarul și a pus în pieptar urim și tumim. I-a pus mitra, coroana pe cap, iar pe partea dinaintea mitrei a așezat placa din aur cu mâna împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. Din unde lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l simțească. Moise a adus și pe fiii lui Aron și i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele, le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.
Nici măcar scufirile. Nici măcar acele bonete să și le strângă singuri. În întregime opera lui Dumnezeu. Imaginați-vă această procesiune solemnă. Imaginați-vă că priviți cum Aron și fiii lui cuminți, fără să facă nicio mișcare, fără să se împotrivească, se lasă ca să fie spălați, să fie îmbrăcați cu fiecare lucru din îmbrăcămintea care era pusă pe ei, apoi li se pune cununa pe cap, apoi se legați cu scufiile fiului și se toarnă unde lemnul ungerii asupra lor, iar ei stau cu minți. De cele mai multe ori obstrucționăm lucrarea lui Dumnezeu încercând să intervenim, să facem noi ceva. Și bineînțeles că acest lucru este imposibil, să lăsăm pe Dumnezeu să facă, pentru că mântuirea este opera lui Dumnezeu. Dar chiar faptul că ei stau cu minți și liniștiți este o dovadă că acceptă lucrul acesta, aceasta este partea lor. Și mai este un verset care arată într-un mod clar care era partea lor. Apoi, apropiat vițelul adus ca jertfă de ispășire, Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă de ispășire. Este amănuntul care ne arată care este partea omului. Ce trebuie să facă omul? E clar, nu el se spală, nu el se curățește de păcate, nu el se îmbracă cu haina, nu el își toarnă unde lemnul. Nu face nimic din toate acestea. Opera mântuirii este opera lui Dumnezeu în exclusivitate, în om, dar nu fără om. Aron și cu fiii săi și-au pus mâna pe capul vițelului? Ce reprezenta lucrul acesta? Acesta este elementul personal din toată această descriere. Mărturisirea faptului că este un păcătos care exercită credință în Salvatorul, în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ce minunat reliefează acest tablou, experiența mântuirii prin credință. Mai este un tablou în cartea lui Zaharia, capitolul 3, când marele preot Iosua, reprezentatul poporului, stătea în picioare, iar diavolul era lângă el pentru a-l acuza. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satanul, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? O stârpitură era cealaltă imagine. Un tăciune scos din foc. Tăciunele nu se scoate singur. Trebuie să-l scoate cineva. Și tăciunele este ceva care nu mai poți să faci nimic din el. Este aproape un cărbune ars. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare. Nu se dezbracă el singur. Nu putem nici măcar să ne lepădăm de noi înșine. Putem să fim de acord, să-l lăsăm să facă. Nu putem să singur să ne scăpăm de păcatele noastre. Nu putem noi înșine să scăpăm de eul nostru. Dar putem să fim de acord ca el să facă lucrul acesta, să stăm cu minți și să nu obstrucționăm lucrarea lui în noi. Dezbrăcați-l a fost porunca, iar Iosua a stat cu minte și liniștit și s-a lăsat dezbrăcat. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, aceasta era explicația simbolului, și te îmbrac cu haine de sărbătoare, este haina neprihănirii lui Hristos cu care tot el ne îmbracă. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Ce minunată este Evanghelia! Ceea ce Apostolul Pavel spunea că și mie nu mi-e rușine cu Evanghelia lui Hristos. Cum ar putea să ne fie rușine când este cel mai minunat lucru din universul acesta, ca o stârpitură să fie înălțată la rang de împărăteasă? Ce minunată lucrare a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi! Fiindcă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Îl vom lăsa pe Dumnezeu să-și îndeplinească acest lucru minunat
Vom lăsa ca experiența mântuirii să fie experiența vieții noastre. Îl vom lăsa ca să ne spele, să ne curățească, să ne îmbrace, să ne hrănească cu floarea făinei. Vom lăsa să facă într-un mod desăvârșit pentru că Hristos trăiește pentru ca să mântuiască într-un chip desăvârșit de toți aceia care se încrede în El. Să ne ajute Dumnezeu ca să apreciem din inimă ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi. Îi mulțumim pentru bogăția dragostei sale, iar acest capitol a prezentat din plină această lucrare măreață pe care Dumnezeu o face pentru fiecare dintre noi. Câtă bunătate și câtă dragoste este descoperită în acest capitol, ce minunat Dumnezeu avem, îi mulțumim pentru salvarea pe care ne-a dus-o prin Iisus Hristos. Amin.